prea curate, Mântuitorule Doamne, dă-mi să îmbrățișez ziua de azi cu recunoștință și cu mulțumire și cu veselie și cu încredere în mine, dar mai ales în Tine. Dă-mi să văd toate oportunitățile și minunile pe care Tu le așterni în calea mea și nu lăsa ca nici un gând pătimaș și nici o dorință deșartă să îmi tulbure speranța și credința în cele bune pe care Tu le rânduiești în continuu înspre folosul meu. Doamne, Tu știi deja toate cele ce mă așteaptă astăzi și mâine și în toate zilele ce mi-au fost date. Dă-mi putere să pot să le trec pe toate înspre slava Ta. Amin. Doamne Sfinte, Cel ce Te-ai arătat nouă și Cel ce binecuvântezi pe cei ce se roagă Ție, pleacă, prea bunule, astăzi urechea la ruga mea, căci cu încredere neclintită caut către Tine și îți cer îndrumare și mângâiere. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi, Doamne, astăzi putere și credință ca să pot face voia Ta și fii alături de mine în toate câte mă încearcă. Eliberează-mă de toată îndoiala și neîndrăzneala și luminează-mi mintea și gândul ca să mă pot bucura de darul vieții și de această zi în care m-ai învrednicit să ajung. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Dă-mi cuget bun, cuvință și aducere aminte, curățenie sufletească și ascultare. Dă-mi înțelegere și răbdare, voință biruitoare, dar și blândețe. Ferește-mă de ispite, de oameni vicleni, de focul patimilor trupești și de slăbiciunile sufletului, în fața tuturor primejdilor ce mă pândesc. Stropește-mi, Sfinte Hristoase, sărmana inimă, cu roua cea dulce și plină de viață a harului Tău. Și nu mă lipsi astăzi, Doamne, de bogăția arătată de Tine celor ce bine fac înaintea Ta, ci cu iubirea Ta înconjoară-mă și ajută-mă să răzbat în fața tuturor greutăților într-o sfânt numele Tău. Și izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, ca să pot vedea cu ochii noi și curați frumusețea lucrării Tale pământești și să mă pot bucura de tot ceea ce Tu îmi dăruiești, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Numele meu este Vlad și sunt creatorul canalului Rugăciuni și Învățături Creștine și vocea din spatele rugăciunilor pe care le-ai ascultat de atâtea și atâtea ori. În cartea mea, 100 rugăciuni care mi-au schimbat viața, vei găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pentru sănătate, bunăstare și liniște în casă, dezlegare de farmece și vrăji, alungarea tristeții, ajutor la nevoie, împlinirea dorințelor și multe alte trebuințe. Sunt rugăciunile care mie mi-au schimbat viața și pe care nu le găsești în nicio altă carte de rugăciuni și pe care le-am cuprins în această carte pentru ca ele să poată să facă de acum minuni și pentru tine. Comandă astăzi cartea pentru tine sau pentru cineva drag și lasă ca puterea acestor rugăciuni să te ajute să-ți împlinești toate dorințele. Pentru a comanda cartea, folosește linkul din descriere. Am lăsat un link atât în descrierea videoclipului, cât și în comentarii, deci poți urma acel link sau poți intra direct pe www.100rugăciuni.ro, iar acolo, pe pagina cărții, vei găsi și formularul de comandă. Și pentru că vreau ca această carte să ajungă cât mai curând la tine, pentru toate comenzile primite, voi trimite această carte prin curier rapid, oriunde în țară, în orice localitate, mică sau mare, în orice colț al țării, fără taxe suplimentare de transport. Deci dacă comanzi cartea acum, în câteva zile, ea poate ajunge la tine în casă și poți începe să o folosești pentru toate nevoile și trebuințele tale. Aștept comanda ta pentru a-ți putea trimite cartea și fie ca prin puterea acestor rugăciuni, Dumnezeu să te binecuvânteze cu minunile sale.